Ajuns la cea de-a 16-a ediție, campionatul mondial de karate tradițional a avut loc sâmbătă și duminică la Lodz, Polonia. Multiplu medaliat în competițiile europene și mondiale, Căli Marincaș a cucerit în Polonia un nou titlu mondial în proba de MBU, a categorie de vârstă seniori, în timp ce Mark Recan a cucerit aurul mondial în proba de CATA categoria de vârstă juniori. Cele două titluri mondiale nu sunt singurele performanțe obținute de cei doi karateca sălăjeni. Crecan și Marincaș, Reprezentanții clubului sportiv Terakit Zalău însă la sportul Atlas Arena din Lot s-au mai cucerit încă trei medalii. Mark Recan, talentatul junior al clubului Zaloan, a fost aproape de a reuși o dublă de aur în Polonia dar din păcate pentru el a cocerit doar medalia de argint în cea de-a doua probă la care a participat comite individual. O comportare foarte bună a avut în loc și Călin Marincaș, desemnat în patru rânduri sportivul numărul 1 al județului Sălaj în 2007, 2008, 2010 și 2011. Marincaș a plecat spre Polonia cu gândul de a urca de cât mai multe ori pe podium pentru a deveni pentru a cincea oară în carieră cel mai bun sportiv al Sălajului, chiar dacă probabil se aștepta la mai mult din partea sa evoluția instructorului și a sportivului de la CST Rachid a fost foarte bună. Marincaș a câștigat la mondialul din acest an pe lângă medalia de Aur cucerit în proba de embu, alte două medalii, ambele de bronz în probele de kata, echipe respectiv cumite echipe. Odată cu campionatul mondial pentru seniori și juniori în sala sporturilor Atlas Arena din Loț, s-a desfășurat și cea de-a doua ediție a Cupei Europene de Karate tradițional pentru copii, competiție la startul cărei a fost prezentă și serii Roberta. Tânăra sportivă a clubului Zăloan, considerată a fi una dintre cele mai mari speranțe ale grupării de la poalele Meseșului, a avut o comportare bună, în ciuda faptului că nu a reușit să se claseze în primele trei sportive ale probei de cată. Roberta concura la categoria de vârstă copii 1, una din cele mai populate categorii. CSD Rachid Zalău se întoarce acasă cu 5 medalii, din care două de aur, una de argint și două de bronz.